Pentru că încep, un studiu biblic foarte important. Studiul biblic este pe apocalipsa. Am notat câteva titluri de predici și m-am hotărât să încep cu acest titlu. Știți că este un sentiment, anume că venirea Domnului este tot mai aproape și mai ales când am intrat în pandemie. Foarte mulți v-ați speriat sau, hai să spun, ne-am speriat, foarte mulți ne-am speriat și ne-am simțit nepregătiți pentru venirea Domnului. Este adevărat? Cine a simțit asta pe pielea lui? Pe lângă faptul că ne-am simțit nepregătiți, luați prin surprindere, se putea încheia totul, uite așa. E adevărat, da sau nu? Se putea încheia totul? Atunci, totul se putea încheia. Dumnezeu ne-a arătat, de fapt, că totul se poate încheia extraordinar de repede, cu o repeziciune care ne întrece capacitatea noastră de înțelegere. Pe lângă faptul că ne-am găsit nepregătiți, ne-am aflat în situația asta și neștiutori. Foarte mulți foarte mulți, una dintre cele mai vizionate predici pe care le-am avut anul trecut sau cu doi ani, una dintre cele mai vizionate predici este și acum pe internet, predica este intitulată Este vaccinul semnul fiarei? Despre vaccin. Pentru că foarte mulți, foarte mulți și într-adevăr, toți pastorii și preoții ne-am pus în rugăciune, ne-am pus în post, ne-am întrebat unii pe alții, pentru că chiar a fost și în inimile noastre întrebarea asta. Se poate să fie acesta? Bineînțeles că s-a ajuns la concluzia că nu. Și s-a spus de la învoane că nu. Că apoi s-a sfătuit fiecare biserică și congregație în parte în privința acestui act medical diferit, este o altă problemă după încredințarea fiecăruia și după înțelepciunea și după descoperirea fiecărui pastor în parte. Însă, se va întâmpla din nou. Va veni momentul real. A fost repetiția. Dar va veni momentul real. Se va întâmpla, că se va întâmpla peste un an, 2, 3, 10, că voi fi în viață sau nu, nu știm. Dar avem datoria să înștiințăm Biserica. Amin? Ce este la urma urmei semnul fiarei? Asta este cea mai importantă întrebare care s-a pus în perioada care a trecut și care se pune acum. O soră din Biserică, nu știu dacă este aici, Dumnezeu să o binecuvinteze și dacă este și dacă nu este, mai mult dacă este. Nu știu dacă e. M-a întrebat zilele trecute, mi-a trimis un articol foarte lung și un videoclip și m-a întrebat, frate Tony, este acesta semnul fiarei? N-am avut timp să-i răspund, primind sute de mesaje zilnic și fiind foarte ocupat și cu marșul și cu toate celelalte evenimente, n-am avut timp să răspund, mai ales că era o, o, un articol exagerat de lung și s-a supărat pe mine și mi-a spus, frate Toni, dar nu-mi răspunzi la întrebarea asta atât de importantă despre semnul fiarei, dacă nici la asta nu-mi răspunzi, atunci la care îmi răspunzi? Era foarte indignată sora că de ce n-am răspuns la întrebarea cu semnul fiare și am zis, gata, răspund într-o predică și vă răspund la toți. Da? când mă mai întrebați, vă trimit predica. Sunteți de acord? Haleluia! Hai să vedem. Problema cu semnul fiare este un moment în care, eu am intitulat așa, o să am o predică, nu știu când, intitulată Dat pe mâna satanei. Problema cu semnul fiarei este că e acel moment din istorie când toți, toți cei ce nu sunt cu Hristos vor fi dați pe mâna satanei. Asta e expresia cea mai bună. Oamenii vor fi dați pe mâna satanei. Ca satana să le facă, și ce? Ce vrea el. Și oamenii îl vor vedea cu adevărat pe satana așa cum este. Acum oamenii, oamenii își, permit să cânte I've got demons in my mind, uh, don't come too close, cântă dănuți de la Imagine Dragons, cântă dănuți așa de romantic, don't come too close, căci, I have demons in my heart. Uh, nu veni aproape că și lumea este disperată, dănuți, dănuți. Îmi spune ceva dacă și de dănuți te-ai luat, ești tu nenorocit. Dănuți-i tipul ăla de cântă în pantaloni scurți, în pieptul gol, îl știți, da? A cântat și în, în România. Și are o piesă pur demonică. Am vorbit despre de foarte multe ori, o profeție demonică, culmea despre ce se va întâmpla la sfârșitul lumii, cântă inclusiv demonii. Oamenii nu vor mai avea în zilele acelea această naivitate prostească față de Satana. Oamenii îl vor vedea cum este. Acum repet, oamenii naivi face. Uh, cum o cheamă pe artista aia de s-a uh, camuflat în demon și a scos uh, uh, single-ul, number one la nivel mondial, în care ea este un demon și chiar așa se numește piesa Demons. Ia, ați ce știți? Cine a zis? Mâna sus. Dumnezeu, să te binecuvinteze. Ea este. E nu o să vin să mai pară deloc simpatici artiștii care cântă așa ceva. Ba din contră o să urlați și o să scrijeliți pereții că de ce? De ce nu ne-a anunțat nimeni de pericolul demonilor, de pericolul diavolului, de pericolul antigristului? De ce nu ne-a vorbit nimeni? Și atunci o să li se spune, era un nebun la Romexpo, pavilion C2, care atunci când va a vorbit clar despre demonismul și mal. nu știu, lumea malefică a diavolului. Ați, ați făcut mișto de el, ați râs de el, că e un nemun. Că ce consumă. Ne uităm în Biblie și Biblia asta face de la început până la sfârșit. Ne vorbește despre șarpele care înșeală ce? Ce înșeală șarpele? Omenirea, lumea, pe voi care nu vreți să pricepeți că șarpele cu șarpele nu te joci. Am văzut de curând un videoclip cu un uh, uh, dresor de șerpi din India, un dresor bătrân care în timp ce ținea un șarpe veninos, foarte periculos, îl ținea după gât, capul i-a târna undeva pe aici, era lung șarpele, era veninos pentru că am văzut tot, tot, filmulețul și cum ținea șarpele acesta, cineva i-a distras atenția și vorbea cu cineva și gesticula cu mâna dreaptă din dreptul capului șarpelui. Și gesticulând către cineva șarpele, ce a făcut? La a mușcat de mână. În secunda următoare, dresorul i-a scos dinții șarpelui, deci a luat șarpele de cap, el ce-o fi zis? Că l-a luat pe ăla fără dinți dar din cutie luase pe la care avea dinți. I-a scos cu un băț dinții, că se scot foarte ușor, i-a smuls dinții șarpelui, l-a băgat în cutie și în secunda următoare, după aceea, i-o fi, fi scos dinții imediat ca să nu mai muște, nu știu, pe altcineva, l-a băgat în cutie să nu fie un risc și uh, și-a pus un garou la braț. Și-a pus un garou la braț să nu-i intre veninul da, în corp. Un om care a crezut că se poate juca cu șerpi și care a fost mușcat. Poate n-a fost niciodată mușcat în toată viața lui. Era bătrân, peste 70 de ani, peste 70 de ani, poate mai bine de atât. Dar vine o vreme în care șarpele te mușcă dacă te joci cu el. Diavolul te va mușca dacă te joci cu el. Haideți să vedem despre semnul fiare, cei cu semnul fiarei. În primul rând știm cu toții că Mark, Mark of the Beast, cum e în limba engleză, semnul fiarei este uh, caracterizat de cifra aceasta 6, 666. Însă nu 666 și cifra 6 este cea care predomină în cartea Apocalipsa, ci cifra 7 este cea care predomină și se găsește de 52 de ori în cartea Apocalipsa, iar Apocalipsis înseamnă descoperire. Interesant este că Hollywood a făcut un film Apocalipsa, iar tema filmului și lumea a rămas în minte că cu ideea că apocalipsa înseamnă distrugere, că înseamnă. Da, este coroborat cu distrugerea omenirii. Dar cartea apocalipsa are menirea de a ne descoperi ceea ce se întâmplă în vremurile sfârșitului. Adică noi trebuie să știm. Și noi din Apocalipsa știm. Vreau să vă spun un lucru. Lumea hulește și crede că Apocalipsa e o carte de basme și povești. Însă noi de acolo aflăm adevărul. Primul lucru despre semnul fiarei este că semnul fiarei este o imitație a semnului lui Dumnezeu și semnul fiarei vine după semnul lui Dumnezeu. Întotdeauna diavolul a făcut lucrurile după original. O imitație întotdeauna va fi o imitație după ce? După original. Dacă nu există original, înseamnă că nu există nici imitație. E clar, nu? Știți că a intrat în, prin portul Constanța, au găsit ăștia nu știu câte mii de perechi de Adidas contrafăcuți și au fost confiscați în valoare de nu știu câte sute de mii de lei, urmau să intre pe piață ca fiind original. Și uite așa dădeam noi... Sute de lei pe încălțăminte sau mii de lei pe încălțăminte și erau de fapt falși. Erau din China, făcuți pe vapor, cum zicem noi. Diavolul imită. Mai întâi de semnul fiarei trebuie să vină semnul lui Dumnezeu. Și dacă tu ai parte de semnul lui Dumnezeu, mai poți să ai parte de semnul fiarei? Nu. Frica noastră, și vreau să vă spun din capul locului un lucru, Semnul fiarei sau ăsta 666, știți că erau tot felul de vorbe, că ne-am vaccinat în niște particule care au pe ele scrise 666 sau dacă treci prin nu știu ce raze se apare cifra 666 pe noi sau uh, erau puși oamenii să se uite atent sub limbă, uitați-vă sub limbă și să teau oamenii foarte atenți să se uite sub limbă în oglindă, căci că le apare 666 sub limbă, că au făcut nu știu ce uh, raze și nu știu ce radiații. Deci, oameni buni, nu va fi un semnul fiarei, nu va fi ceva cu care tu te vei trezi peste noapte cu el. Ci va fi ceva extraordinar de evident. Dar până acolo mai, mai avem un pic. În primul și în primul rând, vreau să citim despre semnul lui Dumnezeu. Ezechiel 9 cu 4. Da? Ezechiel 9 cu 4 și apoi un text incredibil în Apocalipsa 7 cu 3. Dar mai întâi acesta. Domnul i-a zis: Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe ce? Pe fruntea oamenilor care ce suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Nu uitați că urăciune în Biblie este un termen pentru depravare sexuală. Urăciune. Urăciune însemna uh, uciderea pruncilor. Aducerea pruncilor ca jertfă lui Moloch era urăciune. Să te culci cu un bărbat ca și cu o femeie, Biblia numește ce? Urăciune, să te culci cu o femeie, ca și cum te-ai culcat cu un bărbat, Biblia numește cum? Ce? Urăciune, să dezvelești goliciunea mamei tale, surorii tale, fratelui tău, să te culci cu un animal, să te culci cu uh, uh, rude, să te culci cu uh, nu știu. Sunt mai multe uh, persoane descrise acolo în Levitic 28. Toate acestea sunt numite urăciuni. Deci urăciune în Vechiul Testament, când vedem urăciune, ne dăm seama că este vorba despre depravarea sexuală și consecințele depravării sexuale. Și zice, du-te, îi zice domnul îngerului, da? treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Bucureștiului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor cui? Urăciunilor. Așadar, Dumnezeu ne va ștanța pe noi care nu vom mai putea fi atinși sub nicio formă de semnul fiarei. Sub nicio formă. Nu poți să ai parte de semnul fiarei așa, te trezești pe să... <gătăși> <gătăși> Ce-ai făcut, frate? Am luat semnul fiarei. Oh, cum îl scoatem? Nu, nu e posibil așa ceva. Da? Hai să vedem Apocalipsa 7 cu 3. Iarăși, semnul fiarei care apare, pardon, semnul lui Dumnezeu, pardon, semnul lui Dumnezeu care apare înaintea semnului fiarei. În Apocalipsa, semnul fiarei apare în ce capitol? Cine știe? În ce capitol apare semnul fiarei în Apocalipsa? În 13. Semnul lui Dumnezeu apare unde? În 7. Interesant, cifra 7, vedeți? Și zicând, nu vă tămați pământul, nici ce. Marea nici ce? Copaci până nu vom pune ce? Spuneți voi tare. Pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Fiți atenți! Și în Ezechiel, și în Apocalipsa, semnul comun sau timpii comuni, să o spun așa, care sunt. Când primeau aceștia pecetea și semnul lui Dumnezeu, când îl primeau? Înainte de ce? Anca, zitare. De. Judecată. Imediat, înainte de nenorocire, înainte de urgie. Deci este interesant, putem spune, cu 24 de ore înainte de nenorocire, de judecată, îți este pus semnul. Deci eu, Tony Berbece, în momentul acesta, atenție, eu am pecetea Duhului Sfânt. Dar vreau să vă zic ceva. Ultima alegere și triere va fi fix înainte. Atât de proaspătă este. Nu va fi nici unul însemnat cu semnul lui Dumnezeu cu 30 de ani înainte. Când ai fost frate, Florin? Ah, cu 30 de ani. A, e bun, e bun. Expiră? Când expiră? A, în 2023 aveai. Brav, n-a expirat la tine. Nu, semnul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu își va trece toată biserica printr-un triaj Fix înainte de marea judecată. Pentru că zice, stop, stop. Și în Ezechiel 9, și în Apocalipsa 7, Dumnezeu zice, nu începeți distrugerea naturii și a oamenilor până nu fac un lucru. Ce? Să-i marchez pe ei mei. Să-i marchez pe ei mei. Eu nu, dacă am o pădure, nu marchez pomii sănătoși. Acu 30 de ani, da? I-am marcat și i-am sănătoși. Eu dacă vreau să încurăț pădurea, așa se face. Normal, lemnul în România, așa trebuie să se taie. Ai dreptul nu știu cât să tai la sută, nu știu cât. E, sunt niște legi foarte, foarte stricte, dar în mare parte, lemnul care trebuie să iasă din pădure, este, atenție, trebuie să fie uh, pomuscat, mâncat de vier, mâncat de ciocănitoare, doborât de furtună și înainte cu 24 de ore de atenție, de a fi tăiat, și cine vine în pădure? Cine vine în pădure să semneze lemnul? Pădurarul. Vine pădurarul, atenție, nu cu 30 de ani, ci cu 24 de ore înainte. Și face un triaj al pomilor sănătoși de cei nesănătoși. Și pune cu pensul aceea roșie, sau cu o ștanță specială, dă pe pomi și zice, ăsta este rupt, ăsta este uscat, bate în el, vede că nu mai are frunze, vede cuibul de ciocănitoare, vede găuri de viermi, nu are nicio frunză verde, cu 24 de ore înainte se semnează. Așa va fi și cu biserica. Deci în clipa în care Dumnezeu va hotărâ judecata, Dumnezeu va face un lucru. Stop! Nimeni nu începe urgia până nu-i semnezi pe ei mei. Deci eu vreau să vă spun un lucru. Păstrați-vă la adăpost până în ultima clipă. Până în ultima clipă. Faptul că ești acum în biserică nu ți garantează că vei fi în biserică atunci. Tu trebuie să te păstrezi. M-a întrebat astăzi la televiziunea la Canal 33 un domn foarte simpatic, Dumnezeu să-l binecuvinteze. O să-l vedeți în interviul pe care mi l-a luat, un, un domn foarte, foarte de treabă. S-a pregătit foarte bine cu temele cu poze, cu tot în emisiune și mi-a pus la sfârșit o întrebare incredibil de spirituală. Care este păcatul cu, to cu care Tony se luptă cel mai mult? Wow! <laughs> care este slăbiciunea, păcatul, neputința? Care e păcatul cu care Tony se luptă cel mai mult? Fără, fără să ezit, am spus mândria. Cu mândria trebuie să o răstignesc în fiecare zi. Pentru că din mândrie curg toate celelalte. Din mândrie curg toate celelalte. Curvia, prea curvia vin tot din mândrie. Eu sunt cineva, eu am nevoie de plăcere, eu nu mă pot mulțumi cu o femeie, eu sunt un David, omule, dacă David avea nu știu câte țiitoare pe streașina palatului, trebuie să am și eu. Dacă Samson a avut nu știu câte dalile și eu, păi de ce, Doamne, doar el? De ce ai oprit, Doamne, poligamia? La, tocmai la mine ai oprit-o. Poftele, nemulțumirile, toate vin din păcatul mândriei, se trag de acolo. Și am zis, în fiecare zi, mă rog și am grijă să-mi răstignesc firea și să fiu într-o dependență totală de Isus Hristos. Pentru că dacă nu mai sunt în dependență de Isus Hristos, intră dracul prin toate porțile deschise larg. Trebuie să avem grijă. Zice, stop! Mai întâi semnul pe copiii mei, bam, 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 bam. Vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu o să vă anunțe, nimeni nu o să vă anunțe când se va pune semnul pe frunțile copiilor Domnului. Tu nu l-ai în momentul de față, tu ai pecetea Duhului Sfânt. Ok? Tu o poți rupe pe aceea. Mă portați astru cu trupul meu. De ce, Pavele? Ca după ce am predicat eu însumi să nu fiu le lepădat. lepădat. Zice Pavele asta, da sau nu? Ce ce Pavel? Stați liniștiți că ăștia care deschide în gura să propovăduim. N-are cum! N-are cum! Ba nu! Ba nu! Tu până în ultima clipă, când va trece îngerul Domnului cu călimara, că în Ezechiel 9 zice ia-ți călimara la brâu și treci pe la frunțile lor. Înainte să treacă diavolul prin pădure, înainte trece Hristos cu călimara. Și și însemnează pe cei care sunt ai lui. Și dacă a pus Hristos semnul lui pe fruntea ta, ascultă-mă un pic, poate să se dea diavolul cu fundul de pământ lângă tine până, până în veșnicii, că n are ce să-ți facă. Amin? Crezi asta? Până în veșnicii cu Hristos. Amin? Haleluia! E o imitație, v-am spus. Nu? Ați văzut în Ezechiel? punele pe frunte. Ok, semnul fiarei, și aici este foarte, foarte, foarte tare, Punctul 2. Semnul fiare este dovada clară că nu există oameni neutri. Nu există oameni neutri. Domnule, eu am credința în suflet. Lasă frate că, știi cum, în timp ce noi avem credința în suflet, ăștia o au în trup. I-am spus asta, Cornel Dărvășan, la 7 TV. De ce nu ne păstrăm, domnule, credința în suflet și trebuie să ieșim pe stradă? Bine, era o întrebare jurnalistică, m-a întrebat fratele Cornel, dar cu schepsis ca să... Mi-a aruncat mingea la fileu, știi? Cum se face în volei. Mi-a aruncat sus mingea în fileu și am venit cu bf, mare lovitură. În timp ce noi avem biserica în suflet, credința în suflet, pe Dumnezeu în suflet, ăștia îl au pe diavolul în trup și se vede în ei. Se vede pe chipurile lor. Se vede în tot ce fac. Numai noi suntem aia de la ascundem pe Dumnezeu în suflete, nu oameni buni. Noi am fost, să am fost chemați să-L trăim pe Hristos în trup. Amin? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește unde? În mine și faptele pe care le fac acum sunt faptele Lui. Și tot ce fac cu mâinile, cu picioarele, cu ochii, tot ce ascult, tot ce vorbesc, tot ce gândesc, toate acțiunile mele sunt ale Lui Isus Hristos, glorificat să fie El. Amin. Amin. Nu există oameni neutri. Apocalipsa 13 cu 8, dă-te frumos, Andrei. Intrăm deja în Apocalipsa 13 și zice Și toți locuitorii pământului îi se vor închina și atenție, subliniați, subliniați-l pe toți al doilea. Că în toți, da, zice, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeirea lumii în cartea vieții mielului, care a fost ce? Înjunghiat. Există o carte în care trebuie să te grăbești să fii scris. Amen? Există o carte, unii ar vorbi aici de predestinare, uite, cartea uh, predestinării. De ce zice că uh, 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 cei care n-au fost scriși de la întemerea lumii în Cartea Vieții Mielului? Oameni buni, noi trebuie să activăm prin fiul contul băncii cerești. Ați fost nevoiți vreodată să vă activați un cont? Ați fost, nu? E acolo, dar trebuie să-l activezi. Trebuie să-l activez cumva. Am, eu n-am revolut, de exemplu, da? N-am revolut. Dar am primit zeci de mesaje, zeci. Dacă-ți activezi acum Revolutul, primești 60 de lei. Am de la. am sute de mesaje, sute. Dacă. Unii mi-au trimis bani. Ai primit 600 de lei pe Revolut de la nu știu cine. Revendică-ți banii. Dar nu am. Și nu mi-am făcut cont. I-am zis persoanele, trageți banii înapoi că eu -are nu n-am revolut. Dar nu-ți faci. Nu mi-am făcut, n-am vrut. Prea multe bănci, frate. Să apar și băncile astea ca ciupercile după ploaie. Vin așa la modă, zici că iPhone. Într-o... În doi ani o bancă, doi ani o bancă, doi ani altă bancă, o să ajungem până la urmă să clipim, să transferăm bani. Da? Și nu mi-am activat contul. Dar nu așa stă cu contul ceresc acela trebuie activat, obligatoriu. Câte mesaje ai primit pe telefon? Activează-ți contul ceresc. Când am primit-o, doamnă? Când am primit eu? Ai primit de fiecare mesaj când mesajul a sunat așa. Dragă Tony, ce mai faci? Mi-e dor de tine. Nu te-am mai văzut de mult pe la biserică. Ce s-a întâmplat cu tine? Mi-ar plăcea foarte mult să te văd duminica aceasta la închinare împreună cu mine. Vii, ping! Activează contul. Mi-ar plăcea să stăm de vorbă. Știi că în ultimul timp eu m-am apropiat de Hristos. Știi că viața mea s-a transformat foarte mult. Știi problemele mele cu drogurile, știi problemele mele cu alcoolul, cu curvia, însă l-am descoperit pe Hristos și viața mea s-a transformat incredibil de mult. Ai vrea să-ți vorbesc despre transformarea mea? Ping! Activează-ți contul. În seara asta este un concert extraordinar pe Național Arena. Se vor cânta cântece creștine, ne vom ruga toți credincioșii, fratele Toni va predica cuvântul lui Dumnezeu. Ai vrea să vii și tu? Ping! activează contul ceresc? Când, Doamne, mi-ai cerut să-mi activez contul? Când, Doamne, mi-ai cerut? Nimeni, dar nimeni, nimeni nu se va trezi din oficiu în cer. Mă ascultați? Românii sunt singurii, cu ghilimelele de rigoare, singurii care cred că ei din oficiu intră în cer. Că atunci când ei erau inconștienți, cineva i-a scufundat într-un Vas cu apă și aia aia le asigură lor veșnicia. Nimic mai fals, nimic mai fals. Și ce îți asigură veșnicia? Da, Doamne, vreau să te urmez până la moarte. Și ceea ce ai spus să și trăiești. Amin? Vreau să trăiesc împreună cu tine. Vreau. Să mă lepă de curvie, vreau să mă lepă de minciună, vreau să mă lepă de ură, de răutate, de mânii, vreau să mă lepă în numele Lui Iisus Hristos. Asta este. este. Vreau să te întreb, ți-ai activat contul ceresc? Știți că eu am realizat, deși am trăit într-o biserică, am crescut într-o biserică, într-o familie mai întâi, jumate-jumate, tata ortodox, mama penticostală. Și... Cel mai des m-a dus la biserică Mama, la Biserica penticostală. Și a fost o zi în care am realizat, deși mi se zicea într-una întru și noi avem această uh, minciună infiltrată în fiecare cult religios. Noi, penticostali ajungem în cer, noi avem credința dreaptă. Ortodoxii zic, la rândul lor, noi avem credința, dar noi intrăm în cer. Cu toții, stați liniștiți, intră Catolicii zic la fel, noi suntem ăia. Veniți la noi, că noi suntem ăia. Baptiștii, adventiști, toți zic la fel, noi suntem ăia. Martorii lui Eov au mers până acolo încât au făcut listă. Aia au făcut și listă, oameni buni. Cu ăia 144 de mii, din... știți că s-a închis lips, lis, lista lor prin 1800 și ceva? De atunci nu mai intră nimeni pe listă, ei se adună degeaba. Dar e caz real, serios. Există listă la ei. Și au făcut listă ei. Nu asta, faptul că ești pe o listă sau că ești membru în vreo biserică, îți activează contul ceresc, ci relația ta personală cu Isus Hristos, spălat în sângele mielului. Zice, și-am văzut o mulțime fără număr. Care ce? Care aveau hainele spălate în ce? În alcool, în curvie, în tutun, miroseau. În cer nu o să miroase nicio haina tutun, amin? În cer nu o să miroase nicio haina curviei, amin? Nu o să miroase nicio haina alcool, amin? Nu o să miroase nicio haina marijuana, amin? A droguri, nu o să miroase nicio haina răutate, amin? A mânia, a invidie, nu! În cer hainele noastre vor mirosi a Hristos. Și pe pământ și în cer, glorificat să fie El. Zice, că doar cei care au fost scriși în cartea vieții au fost scutiți de semnul fiarei și de închinarea la fiară. Restul cu toții au trebuit să se închine. Îmi spune lucrul acesta, îmi spune versetul din uh, uh, Apocalipsa 13 cu 8, mai lasă la Andrei. Îmi spune, iartă-mă, Mădălina, Apocalipsa 13 cu 8, nu știam de ce are Andrei plete <fie> și blonde. Cu coada ochiul am văzut așa, am zis, băi Andrei, ce ai pățit? Apocalipsa 13 cu 8 îmi spune că există un deadline. Ați auzit de deadline? Și ce e acela un deadline? Un termen. Aveți un termen. Și vreau să vă spun un lucru. Ăștia care stați pe tânjeală, că avem timp să ne pocăim, că pocăința e pentru bătrâni, că lasă că o să ne zică nouă popa de la biserică când vine o să ne anunțe, o să bată clopotele, o să iasă cu megafonul părintele și o să zică mâine vine anticristul, mâine vine anticristul, trageți obloanele și ascundeți-vă în case că vine anticristul. Nu! Nu o să zică nimeni așa ceva. Există un deadline dincolo de care, atenție, nu mai e ce face. Ți se pune semnul fiarei și nu mai e ce face. Nu mai există. Există un deadline, atenție, pentru oamenii, punctul 3, pentru oamenii care au respins, semnul fiarei este pentru oamenii care au respins definitiv harul mântuirii. Pentru că dincolo de semnul fiarei nu se mai poate face nimic. Nu se mai poate face nimic. Zice că te-ai închinat fiarei. Zice că ți-ai vândut viața. Pentru că scopul vieții tale a fost doar să mănânci bine aici. Ascultați-mă bine. Să mănânci bine aici. Tare greu e postul. Cine mai e de acord cu mine? Jumătate biserică. Restul cred că sunteți post 24 din 24, nu? 7 din 7. Postul mai multe zile cu apă decât cu mâncare. E greu postul. E greu, am, am ales două zile pe săptămână și la a doua scârții. Prima o mai duc eu așa până pe la 4-5, o mai duc. La a doua deja, Doamne, asta pot să o fac pe jumătate. E greu postul ne vom vinde unii ca Esau, dreptul de întâi născut, pe ce? Pe o ciorbă s-a dovedit în pandemie. Ca să intri în mol, zice, mie nu-mi trebuie, frate, eu nu cred în asta, eu sunt sănătos, tu m-am imunizat natural. Dar de ce? Păi trebuia să intru în mol. Cum să nu intru în mol? Mi-am făcut să intru în mol. Altul a zis, eu mi-am făcut să călătoresc. Eu n-am călătorit nicăieri. Eu mi-am luat adio de la viață din momentul în care a zis, pentru mine ăsta i post, e test. Co fi, că nu fi, pentru mine ăsta i test. Mi-am luat adio de la viață. N-am mai intrat în mol șase luni, n-am călătorit nicăieri, mi-aduceam aminte, bă, ce frumos a fost, mă, în Paris, bă. Stăteam așa și mă gândeam, bă, cum era, mă, turnul ei cum era, că de triv, nu mai știam. Bă, cum arăta, mă, chiar depănam amintiri, ne uitam la poze cu soția, ne gândeam, gata! Îmi luasem, îmi făcusem, înainte îmi spălam hainele în mol. N-am mai putut să intru în mol, am găsit o spălătorie pe la colț de stradă la noi pe acolo. Toate, m-am descurcat cum am putut. Cafeaua mi-o luam din mol, nu mai din mol, mi-o iau de la colț de stradă. O beau de la Nea la Ibric. La Ibric. A fost un test. Și mă rog, Domnului, să fiți gata să-l treceți cu toți. Amin? pentru Hristos. Amin? E atât de minunat, spune aici, dar mă întorc la punctul 2, dovada că nu există oameni neutri. Ia uitați aici. Dăm și la Apocalipsa 13, nu, 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 Apocalipsa 11 cu 18, te rog frumos, Mădălina, Apocalipsa 11 cu 18. Zice, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judești pe cei morți, să ră răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se ce? Se tem de numele tău, mici și mari. Și, atenție, subliniați în Bibliile voastre și să, spuneți tare, prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Acum vreau să pun o întrebare. Care sunt aia care prăpădesc pământul? Voi la cine credeți că se referă Biblia aici? Aia care au mașini diesel cu motoare de 5.000 și care poluează maxim și care și-au scos filtrul de particule. Sunt câte unii care și-au scos filtrul de particule. Îmi spune cineva, să văd dacă îl repar, dacă nu l scot. Zic, bravo, mă, în gândul meu, tu ești ăla de că ți-a luat foc mașina în trafic. Mai sunt unii care lasă un nor așa în spate și eu mă opresc lângă ei și le zic, hei, ți-a luat foc mașina. Unde, unde, unde? Vezi că când pleci, îți ia foc. Nu sunt ăștia, nu la ăștia se referă Biblia. Ăștia de art cauciucuri în curte. Ăștia de o fermă de vaci. De olandezii desfințează fermele de vaci că poluează și distrug stratul de ozon. Nu la ăștia se rău. Asta, asta, asta e, așa știi, o minciună diavolului. Să mai dea o preocupare lumii. N-ați văzut că era unul cu laptop? A apărut unul cu laptop un centru vechi. L-a filmat și unul de-al nostru. Unul cu laptop un centru vechi umbla printre treia care mâncau steak-uri. Și zicea, steak din farfurie este un biet suflet care a luptat pentru viața lui. Nu mai mânca. Copănelul ăla de pui din farfurie este o biată găină care s-a luptat și s-a zbătut până i-a curs tot sângele. Și umbla așa cu un laptop și ce credeți? Arăta imagini cum moare găina. Arăta imagini cum, cum moare vaca. Și era, știi, toată lumea, îți dai seama, cred că erau oameni pe jos, plângeau, nu! Promitem, facem legământ! Facem legământ că nu mai mâncăm în viața noastră steak! Zai seama ce cercetare era în centru vechi. Au ieșit oameni la altar. S-au pus acolo, promit, fac legământ cu viața mea că de acum încolo mănânc numai iarbă verde. Dar să seama și iarba aia cât suferă când o mesteci în gură. O să apară unul care o să zică nu mai mâncați salate, că frunzele au celule care zvii. Și în timp ce zdrobești frunza în gură, tu de fapt zdrobești viața. Și am stat și m-am gândit că oamenii își creează religii. din lipsă de preocupare, oamenii își creează religii. Religia veganilor, religia vegetarianilor, religia... Sunt unii în Germania, e un curent acum și unii, atenție ce vă zic că este șocant, unii și-au pierdut mâinile. Li s-au amputat mâinile, știți din ce cauză? Ei sunt activiști de ăștia promediu care își lipesc mâinile cu, un, uh, uh, cu o soluție de-asta foarte puternică de asfalt, domnule. Și poliția n-are ce să facă decât au inventat brigăzi care au picamăre, pentru că nebunia este la cote alarmante, care vin cu picamărele în stradă și fac gaură în asfalt și pleacă ăla la spital cu o bucată de asfalt pe mâna lui. Asta e o religie religia oamenilor fără Hristos. În momentul în care nu mai ai ce să aperi, nu mai ai la ce să te închini, nu mai îl ai pe Dumnezeu la care să te închini, încep să te închini la mediu, încep să te închini la animale, la bietele vaci, la bietele găini. Nu știu la ce o să mai ajungem să ne închinăm. Unii se castrează, da? Se ca să își fac vasectomii, alte femei își, își, nu știu, leagă trompele ca să nu facă copii să reducă poluarea. Religii. De fapt, la ce credeți că se referă Apocalipsa 11 cu 18? Cine sunt cei care ne norocesc și prăpădesc pământul? Încă o dată vă întreb, ăia care mănâncă steicuri? Ăia care au motoare mari? Știți cine? cei care distrug păcatul, pământul prin urăciuni, prin păcat. Pentru că nu-i poluare mai mare pentru Dumnezeu decât păcatul. Ascultați-mă bine ce vă spun și vă mai spun o dată. Nu-i poluare mai mare pe pământul ăsta decât păcatul. Știți că Dumnezeu poate să-mi la secundă stratul de ozon? Știți asta? Cine crede asta? Mâna sus, cine crede asta? Știți că de fapt s-a întâmplat minunea asta? Știți că de fapt au dispărut găuri din stratul de ozon? Au dispărut. Au fost acoperite din nou pentru că Biblia spune în Colose, în cap capitolele uh, 1 și 2, da, capitolul 2 cu precădere, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. El ține pământul până în ziua venirii sale. El e cel care îl ține. Bineînțeles că trebuie să fim responsabili. Este foarte adevărat că trebuie să fim responsabili. Tocmai v-am spus, nu -ți de acord să-ți scoți filtrul de particole. Nu sunt de acord să poluezi ca un nesimțit. Dar, dar, în a ajunge să faci religie din asta și în a crede că asta te mântuiește, este diferență mare. -am, am început predicat spunându-vă că semnul lui Dumnezeu se va pune pe frunțile celor ce urăsc urăciunile. M-ați auzit, nu? Zice, Dumnezeu va veni cu mânia lui mare împotriva celor care prăpădesc pământul. Eu vă întreb un lucru. Așa e că vă doare când auziți că o mamă află la luni distanță Că fetița ei în cabinetul medical al școlii ia injecții cu testosteron, v durea ca, ca mame, v durea. Să știți că fetița voastră, care pleacă, acasă, care pleacă la școală cu voce de Barbie, că tot e moda asta, cum e, nu mai intru în detalii, pleacă de acasă, bună, mami! Și după o lună se întoarce, bună! Ce faci? Bună ziua, ce de mâncare? Și te întreb, ce se întâmplă? Îți pleacă cu codițe, cu părul lung și se întoarce chelioasă. Și în bună. Îți pleacă de acasă cu tenul incredibil de fin și îți vine cu mustăcioară după câteva luni. S-a întâmplat în, într-un stat din America. Și s-a dus mama și-a întrebat, dar ce se întâmplă? A, păi, știți, fata a vrut ceva și noi am executat. Și se judecă și cere daune morale incredibile și se fac uh, 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 eforturi medicale incredibile, atenție, incredibile, ca să recupereze acel copil. Eu cred că nu-i poluare mai mare decât asta. Este adevărat da, sau nu? Nu-i poluare mai mare decât asta. Nu-i poluare mai mare decât tu ca medic ginecolog să vină un îndrălău la tine în cabinet și să te dea în judecată că nu l-ai consultat, că el e... ce? Se dă altceva. Nu e poluare mai mare decât asta. Este o poluare care a început pe pământ și cu care România se luptă. Și este motivul pentru care trebuie să ne apărăm pe noi și pe copilașii noștri. Amin? Pune-le, Doamne, pe cetea ăstora care le este scârbă de păcat. Pune-le, Doamne, pe cetea ăstora care luptă cu păcat. Și ce mi-aș dori? Mi-aș dori să vină Hristos, fie într-o slujbă, amin? Fie la un marș, amin? Ce minunat ar fi să vină la marșul apărătorilor credinței, să te găsească acolo, cu o pancartă în mână. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt femeie, amin? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bărbat. M-a făcut Dumnezeu femeie, m-a făcut Dumnezeu bărbat. Familie egal, bărbat plus femeie. Să-L lauzi pe Dumnezeu, să-L glorifici pe Dumnezeu. Mi-ar plăcea să vină Dumnezeu și să ne ia apărând credința. Să vină Dumnezeu pentru că va veni să-și pună încă un lucru pe care vreau să vi-l mai spun despre semnul fiarei. Semnul lui Dumnezeu este invizibil. Semnul fiarei este vizibil. Noi, biserica, noi, biserica, nu vom mai fi nevoiți să trecem pe la semnul fiarei și să dăm cu subsemnatul la semnul fiarei, pentru că se întâmplă ceva, se întâmplă ceva cu cei care au semnul lui Dumnezeu pe frunte. Și Dumnezeu va fi cu noi să ne protejeze. Fie ne va răpi, fie Dumnezeu va ști să ne facă invizibili. Amin? Eu cred că se va apropia. Semnul fiarei se apropie mai repede decât credem sau gândim. Singurul lucru care te va pune la adăpost va fi neprihănirea în Hristos. Cineva spunea: Semnul lui Dumnezeu este roada Duhului Sfânt. Și sunt de acord. Semnul lui Dumnezeu este roada Duhului Sfânt. De aceea, când te cerci cu, cerți cu soția ta, gândește-te că foarte curând s-ar putea să treacă pe acolo, atenție, Îngerul lui Dumnezeu cu Călimara. A plecat cineva din Biserica Profides pentru că n-a putut să fie de acord cu faptul că dacă el pică împăcat, păcat, Dumnezeu nu-i va trece semnul pe frunte dacă îl va găsi împăcat în, în vremea respectivă. Și a zis, eu nu pot să fiu de acord cu Dumnezeul ăsta care șterge toate faptele mele neprihănite doar că m-a găsit în păcat în momentul în care a trecut și el pe la mine. Vă aduceți aminte, Lidia, poți să vii la pian, vă aduceți aminte că în una dintre Evanghelii, Isus Hristos a intrat în Ierusalim și fix la intrarea în Ierusalim a găsit ce? Ce a găsit? Cine știe? În ce a băgat mâna să caute rod? Într-un smochin. Odată l-a controlat de smochine. Odată. Și știți ce a făcut Isus Hristos cu el? Ce a făcut? Spune stare, vă rog frumos. La a blestemat. Oare nu vă înfioară asprimea cu care trebuie să umblăm pe calea Domnului? Câți de aici sunteți înfiorați de asprimea cu care trebuie să umblăm pe calea Domnului? La biserica din Cluj am avut un moment, a fost un moment de triere. Și un frate care a rămas în biserică mi-a spus, frate, a trecut Duhul Domnului noaptea în vis și mi-a spus, deși eram de câteva programe la biserica din Cluj, Duhul Domnului m-a înștiințat și mi-a zis, vezi că se va întâmpla cu tare și cu tare lucru, tu să rămâi, tu să rămâi. Vor veni vremuri în care Duhul Sfânt, dacă îl iubiți și îl credeți pe cuvânt, Vă va spune atât de puternic, ieșiți din Babilon. Ieșiți din Babilon. Este o miză incredibil de mare în aceste momente și am stat și m-am gândit că cei mai mari hulitori ai mei apar doar în momentul în care este vorba despre Duhul Sfânt și puterea Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt. Ei nu apar să critique cum mă îmbrac. Mi-ar plăcea să am gulitor de ăștia care critică stilul vestimentar, dar să lase lucrarea Duhului în pace. Să mă critique pe mine că sunt țăran. Bine, mai tare s-ar supăra scumpa mea și iubita mea. Acolo ar fi tulburată ea. Zic că unul, bă, a avut o în o Ce-a mă, cu verdele la moștar pe scenă? Ce-a mă, cu culorile alea pe el? Avea pantalonii ăia prea evazați, frate. Sau prea... Dar oamenii nu apar să critique stilul meu vestimentar. Oamenii nu apar să critique barba mea și freza mea. Am scăpat de mult de ea care îmi criticau freza, slavă Domnului. Însă, țineți minte un lucru ce vă spun. Cei care astăzi critică lucrarea asta, știți de ce o critică? O critică pentru că aude vocea Duhului Sfânt. Pentru că Proclamă faptul că Duhul Sfânt vorbește și astăzi Bisericii lui. Pentru că Duhul Sfânt va veni în zilele acelea și ne va spune, punct cu punct, tot ce va trebui să facem. Unde să ne ducem? Cred că va fi nevoie să ne și ascundem, pentru că în Apocalipsa 13 spune versetul 6. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și săi, spuneți voi, să -i... mai spuneți o dată, să -i... știți de ce? Înainte de semnul fiarei apare lupta fiarei cu biserica, știți de ce? să închidă gura ca să poată să-i prostească pe oameni. Am vrut să predic în parcul Carol, dar am schimbat mesajul. Ziua, și voi predica la Biserica Profides, ziua în care nu vor mai fi creștini. Următoarea, una dintre următoarele predici, ziua în care nu vor mai fi creștini pe pământ. Diavolul, prima oară, va viza să-mi închidă mie gura. Acum urlă printr-un videoclip pe YouTube, am hulitorii mei. Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin să-i binecuvinteze Dumnezeu. Îi știți deja. Unii v-ați abonat la canalele lor. A, ăla ai văzut? Am hulitorii mei. E o luptă incredibilă a fiarei ca să ce? Știți ca să ce? Să închidă gura Duhului Sfânt ca să n-aibă cine să înștiințeze biserica lui de pe pământ. Este o luptă incredibilă să lovească în lucrarea Duhului Sfânt, în vorbire în alte limbi, în prorocii, în vedenii, în vise. Ei sunt atât de sterpi încât nici vise n-au. Când Ioel doi cu 28 îmi spunem vremurile de pe urmă, Duhul meu va fi lăsat peste orice făptură. Care făptură? Peste ce făpturi? Peste făpturile lui Dumnezeu toți din biserică Dumnezeu va vorbi printr-un copil Dumnezeu va adeveri printr-un bătrân Și va spune da și Printr-un adult, amin? Va veni copilul și va spune Tatia, am visat, ce ai visat? Că vine! Bătrânul va veni și va spune Eu am visat că mai sunt câteva zile Adultul va veni și va spune Da și pregătește-te biserică Căci începe lupta Asta îți va spune Duhul Sfânt eu văd în Apocalipsa o biserică care vorbește gură către gură cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu văd în Apocalipsa o biserică care vorbește gură către gură prin prorocie autentică, prin vedenii, prin vise, prin răpiri sufletești. Dumnezeu vorbește gură către gură și miza diavolului înainte de a împrăștia semnul fiarei va fi să hulească biserica, să hulească lucrarea lui Dumnezeu, zice numele lui și cortul. Știți cine este cortul? Cortul suntem noi, biserica lui glorificat să fie Dumnezeu. Că Pavel zice, acum suntem în cort, dar va veni vremea când cortul ăsta va fi îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu. Amin? Acum suntem în cort. Ascultați-mă bine ce vă spun. Glorie lui Iisus Hristos! Miza anticristului va fi să oprească lucrarea Duhului Sfânt. Și în momentul în care nu vor mai fi creștini pe pământ, va putea să mintă toată lumea. M-am bucurat în pandemie foarte, foarte mult că biserica a fost vigilentă. M-am bucurat de faptul că s-a ferit de tot ce zice Scriptura. Ce? Tot ce îi se pare rău. Vreau să vă spun un lucru și cu asta mă apropii de încheiere. Diavolului îi va fi foarte greu cu românii. Slăvit să fie Dumnezeu. Diavolului va fi tare greu cu românii. Cu România va avea de furcă. Mult! A fost astăzi la televiziune, la canal 33 și am primit-o, v-am mai spus, și am primit-o încurajare chiar prin, prin jurnalist, prin moderatorul emisiunii și am spus, uite, diavolul vrea să ne, -a, ne -a scriptura, să dea legi contra scripturii și spune omul acesta, ei va fi greu, la noi va fi greu și am zis, Doamne ajută, amin? Doamne ajută! Mai sunt mai sunt, hai să ne ridicăm în picioare. Mai sunt oameni care îl caută pe El. Haleluia. Vrei să fii gata oricând pentru semnul lui Dumnezeu sau o victima semnului Fiarei. Nu uita că există un deadline. Nu există, nu uita că există un moment al alegerii. Eu îl aleg pe Hristos din nou în seara aceasta. Îl mai lege cineva împreună cu mine? Fac în rugăciune un legământ cu Hristos și spun, Doamne, te rog, nu mă lăsa. Nu mă lăsa. Orice s-ar întâmpla atunci, i-am orice, i-am orice, i-am sănătatea de trebuie, i-am mașinile de trebuie, i-am casa de trebuie. I-am jobul de trebuie I-am orice poftă I-am orice lucru și persoană De care inima mea se leagă Pentru că vreau până în veșnicie Inima mea să fie legată doar de tine, Isus Hristos Te aleg pe tine Dacă astăzi nu-L cauți pe Hristos Cu o inimă fierbinte În ziua în care antigristul te va găsi Nepregătit, ascultă-mă, vei fugi în minciună ca șobolanul în laț. Ca șobolanul în laț, în capcană, așa vei fugi. În momentul în care diavolul va apăsa cu prigoana cei ce nu-l iubiți fierbinte pe Hristos, veți fugi fix în brațele diavolului. Dacă astăzi alegi să-L iubești pe Hristos fierbinte, vei fugi în brațele Lui indiferent de cost. Fii gata, biserică, să fugi în brațele Lui Hristos. Cântăm această cântare, timp în care facem legământ cu Isus și spunem, Doamne, te aleg, te aleg, te vreau. Ia-mi orice. Pe mine m-a durut când am spus cuvintele astea. Ia-mi orice. mai să fiu al tău. Numai să fiu cu tine. mai să fiu pregătit ca o mireasă și o fecioară înțeleaptă să fiu pregătit Cântăm.